Și dezbatem în cele ce urmează subiectul cu Harry Bucurmar, cu expert în securitate, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Vedem aceste amenințări directe venite din partea Rusiei, referitoare la faptul că țara noastră s-a înscris în clubul sinucigașilor prin această eventuală decizie de a muta un sistem Patriot în Ucraina. În ce cheie să vedem aceste amenințări? Ei, nu, de fapt, ideea era dacă România contribuie la apărarea spațiului aerian ucrainean de pe teritoriul României. Asta era, de fapt, discuția. Și România și Polonia. Germania a venit la un moment dat cu o idee din aceasta că ar putea să aducă baterii Patriot, dar nu în Ucraina direct, ci în România. Deci, în ideea în care să fie deservite de către militarii germani, dar nu pe teritoriul Ucrainei. Cam asta era ideea. Deci, bun, e la nivel de discuții toată problema asta. Sunt diferite variante. Cert este că în ultima perioadă Ucraina a insistat pe a primi mai multe baterii Patriot decât are. Pentru că ei au deja câteva. Și au nevoie de mai multe, eu zic de 25, cel puțin 7, lucruri din acestea care sunt în discuții. Frontul ca atare nu solicită o prezență masivă de instalații Patriot în Ucraina. Dar Rusia duce nu numai un război de cucerire teritorială în zona de est și de nord a Ucrainei, și duce și un război de anihilare a civilizației ucrainei și lovește centrale termice din acestea care produc electricitate, lovește zone populate, lovește diferite elemente de infrastructură strategică pe tot teritoriul Ucrainei. Și pentru acestea este nevoie de o instalație sau de mai multe instalații acestea de apărare aeriană. Nu neapărat Patriot, dar Patriot este dintre toate cel mai bine testat în luptă și care are rezultatele cele mai bune. Și de aceea ne uităm, domnule Harry Bucurmar, cu la această eventuală supoziție în care țara noastră livrează până la urmă Ucrainei un sistem Patriot. Știm că în țara noastră există unul singur funcțional. Până la urmă, cum s-ar putea face acest lucru și dacă ar fi o mutare inteligentă, am putea spune, mai ales în contextul apărării din țara noastră? Bun. Țara noastră nu stă în Patriot. Deci apărarea națională, apărarea aeriană a României nu stă în Patriot. Ea este integrată. Este integrată în apărarea spațiului aerian al NATO. Este compusă, apărarea integrată e compusă din interceptoare aeriene, deci avioane de intercepție, din aceste instalații care lansează de la sol rachete împotriva țintelor aeriene, din artilerie aeriană și așa mai departe. Deci nu este, plus că cea mai importantă componenta sistemului ăsta este cea de observare, găsire a țintelor la distanță cât mai mare, calcul al traiectoriei țintei spre obiectiv și lovirea ei cu mult înainte de a ajunge la acel obiectiv, cu sute de kilometri. Deci e un sistem integrat, ce să mai vorbim. Este drept că la noi suntem în campanie electorală deja și în condițiile astea fiecare vorbește chestii din acestea legate de apărare aeriană a României ca și când ar ști ce vorbește. De exemplu, l-a citat pe premierul Ciolacu, care spunea că, care la rândul lui spunea că el nu are nicio opinie, dar a aflat de la ministrul lui al apărării că nu e bine să dăm asemenea instalații. Vă dați seama, ministrul apărării care, de asemenea, cine îl sfătuiește pe el? Pentru că ăștia sunt membri ai Consiliului Suprem de Apărare al Țării și ar fi trebuit să vorbească după ce a luat o decizie prin consens în acel Consiliu și nu înainte să fiecare să spună despre celălalt că nu gândește bine sau că s-a grăbit să spună ceva.
Deci asta e de campanie electorală. O reducere la discuție în campanie electorală, așa ceva, servește exact cum a spus și dumneavoastră la început, unei retorici din acestea amenințătoare a Rusiei. Vă dați seama, citesc cei de la Moscova discuții din acestea în public între președinte, prim-ministru și ministrul apărării din România, după care ce? Păi e foarte simplu, punem pe cutărică să spună că România intră în clubul sinucigașilor dacă se gândește să ajute Ucraina cu sistemul Patriot, nu o să o ajute și ca urmare, uite, vezi, amenințarea Rusiei funcționează la adresa Bucureștiului. Cam aici suntem cu toată povestea asta, în condițiile în care, într-adevăr, cum vă spuneam, sistemele Patriot au importanța lor în războiul din Ucraina, nu neapărat pe front acolo.